În cazul apariției viespilor, noi acționăm cu precădere atât pe domeniul public cât și la persoanele fizice și juridice. În ceea ce privește familiile de albine, acestea sunt protejate prin lege. Drept urmare, trebuie să se adreseze Asociației Crescătorilor de Albine, care au sediu undeva pe strada Mureșenilor. Ideea este că ei ar trebui să intervină pentru că familiile fiind protejate trebuie să ia toate măsurile necesare. În cazul viespilor se acționează direct, dar trebuie eliminat cuibul cu precădere, astfel încât ele să nu se mai întoarcă în acel loc. În ceea ce privește domeniul privat, este contra cost, dar orice solicitare venită din partea persoanelor fizice sau juridice din municipiu trebuie să ne se adreseze la numărul de telefon 0268331299, unde primăria are contract încheiat cu societatea noastră. Iar în ceea ce privește domeniul public, serviciile nu se plătesc. Pentru o intervenție este în jur de 40 de lei fără TVA.